Hazırlıyorum Kışınca Ordinare pentru luna mai. Dacă ați studiat procesul verbal de la ședința trecută și discuții la procesul verbal, dacă nu spunem la vot, cine este pentru, abține, împotrivă, doamna președinte de ședință, vă rugăm să prezentați. Bună ziua! Pentru ședința ordinară de astăzi avem mai multe puncte. Primul punct este proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Bibire Marius Liviu și vacanțarea locului de consilier local ocupat în cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, județul Bacău. Al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Al treilea privind organizarea evenimentului zilelor Comunei Ungureni. Și un punct suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Rom Press Services SA, conform raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către OAT-urile membre, partea în contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, 80/2957/6/5/2015. Supune la vot acest raport cu punctele de pe ordinea de zi, punctele de pe ordinea de zi. Da, unanimitate. Trecăm primul punct, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier local al domnului Bibire Liviu și vacantarea locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, județul Bacău. Domnul secretar? Demisia domnului, având în vedere demisia domnului Bibire Marius Liviu, ales ca urmare a scrutinului desfășurat la data de 27/9/2020 pe listele Partidului Social Democrat, demisia înregistrată sub numărul 3333 din 23/5/2023 la Registratura Primăria Comunei Ungureni, se propune. Se ia act de demisia domnului Bibire Marius Liviu, consilier local ales pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat, ca urmare a scrutinului electoral desfășurat la data de 27/9/2020 și se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia, începând cu data de 23/5/2023. Se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, județul Bacău. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează secretarul general al Comunei Ungureni, județul Bacău. Prezenta hotărâre se comunică de îndată judecătoriei Bacău pentru constatarea încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale, precum și pentru validarea mandatului supleantului. Mulțumesc! Discuții? Dacă sunteți de acord? Ține cineva? Sunteți de acord? Ține cineva? Împotrivă? Al doilea punct, după ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Doamna contabilă? Bună ziua! Prin aprobarea rectificării numărul 2 a bugetului venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Având în vedere articolul 120 alineatul 1, articolul 121 alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României, articolul 9 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, articolul 81-84 din legea numărul 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevederii legii numărul 368/22/2022 a bugetului stat de anul 2023, referatul de aprobare a primarului și referatul raportului și raportul de specialitate, se propune aprobarea bugetului, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli numărul 2 cu următoarele. Majorarea veniturilor în trimestrul 2 cu suma de 49.613 la indicator 43.31. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 14.500 la capitolul 51.0103, titlul 20.13. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 11.600 la capitolul 51.0103-71.0102. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 2 cu suma de 10.000 de lei la capitolul 670307, titlul 710101, aferent investiției, modernizare, renovare și dotare Domeniul Cultural Sabil Birești, Comuna Ungureni.
Trecerea cheltuielor din trimestrul 3 în trimestrul 2 la capitolul 6750, titlul 20.030, cu suma de 20.000 de lei. Trecerea cheltuielor din trimestrul 3 în trimestrul 2 la capitolul 7050, titlul 20.030, cu suma de 40.000 de lei. Majorarea cheltuielor în trimestrul 2, cu suma de 26.100, la capitolul 510103, titlul 20.030. Majorarea cheltuielor în trimestrul 2, cu suma de 25.000 de lei, la capitolul 665050, titlul 710130, aferent investiției, firmă luminasă, dispensar roman, comuna Ungureni. Majorarea cheltuielor trimestrul 2 cu suma de 34.613 lei la capitolul 670307, titlul 710101, aferent investiției, modernizare, renovare și eficientizare cămin slătari. Modificarea listei obiectivelor de investiții. Vă mulțumesc! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Zilele Comune Ungureni. Da. Având în vedere articolul 7 din legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică, articolul 81 și 84 din legea numărul 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, articolul 20 alineatul 1 litera H și I din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni și raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ungureni propune aprobarea organizării manifestărilor ocazionate de Ziua Comunei Ungureni, județul Ungureni pentru data de 15 august 2023. La articolul 2. Aprobarea alocării sumei totale de 130.000 de lei de la bugetul local al Comunei Ungureni, de Bacău, pentru organizarea evenimentului menționat la articolul 1, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Aprobarea efectuării de plăți în avans în limita 30% din total valoare către firma de impresariat pentru onorarii personal artistic, tehnic, etc., cu obligativitatea justificării în termen de 5 zile de la încheierea evenimentului. Decontarea sumelor alocate se va face pe baza documentelor justificative conform prevederilor legale. Articolul numărul 4. Din suma totală menționată la articolul 2, se aprobă premierea unui număr de 4 familii cu domiciliul în comuna Ungureni, care au aniversat sau urmează să aniverseze 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu suma de 700 de lei pe familie, conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Acordarea premiului în bani și a diplomei de aur special instituite fiecarei familii care sărbătorește nunta de aur se va face în cadrul festiv de către primarul Comunei Ungureni. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Ungureni, instituției prefectului județul Bacău, în vedere solicitării controlului de legalitate, compartimentului financiar contabil și va fi adusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate. Vă mulțumesc! Cine este cineva? Și, punct asemănător, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC compania Rompress Services S.A. conform raportului expertului portat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180, pe 2957, din 6-5-2015. Domnul viceprimar. Având în vedere statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și compensările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare numărul 13.182 din 11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, adresa numărul 4.439 din 22.12.2022, înregistrată la sediul ADIS Bacău cu numărul 3968 din 27.12.2022 privind depunerea documentelor necesare modificării de tarife în realizarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 180/2957 din 6.05.2015, adresa ADIS Bacău numărul 630 din 7.02.2023 privind convocarea la sediul ADIS pentru clarificarea unor aspecte care rezultă din documentele depuse
Procesul verbal încheiat în urma discuțiilor purtate în data de 16.02.2023, înregistrat la sediul ADIS Bacău cu numărul 780 din 16.02.2023, având număr de înregistrare ROM PRES 381 din 16.02.2023, adresa ADIS Bacău numărul 1057 din 9.03.2023, privind completarea cererii de majorare tarife, decizia Consiliului Director ADIS Bacău numărul 11, în 17.05.2023, privind transmiterea spre analiză și aprobarea modificării tarifelor SECE Compania ROM PRES Service S.A. conform raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către OAT-ul de membre parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180, iar 2907 din 6.05.2015. Raportul final privind analiza documentației aferente propunerii de modificare a tarifelor aplicate în cadrul contractului de delegare de gestiune numărul 180 iar 1907 din 2015 cu numărul 1988 din 17.05.2023 propune aprobarea modificării și aplicării de către compania ROM PRES Service S.A. a tarifelor următoarelor tarife raportat la raportul exportului cooptat după semnarea de către ambele părți a actului adițional numărul 5 și a actului adițional numărul 6, anexa numărul 1 la prezenta hotărâre și anexelor aferente acestora. 1. Deșeuri reziduale. 456,16 lei pe tonă, deșeuri reciclabile, 703,46 lei pe tonă, deșeuri biodegradabile, 1683,24 lei pe tonă, deșeuri din activități de reamenajare și reabilitare, 127,06 lei pe tonă, colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, deșeuri periculoase, din deșeuri menajere, 1060,1 lei tonă. Articolul 2. Se aprobă încheierea actului adițional numărul 6 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 per 2957 din 6.05.2015, conform anexei numărul 2, care este parte integrantă în prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Chivoi Ion, având calitatea de reprezentant al Comunei Ungurien, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 2 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei sau persoanelor nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, efectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Cine este pentru? Cine este cineva? Împotrivă? Nu am invitat. Acestea fiind spuse, ședința a luat sfârșit. Mulțumesc pentru prezență.